Salut și v-am găsit la un nou video pe acest canal. Astăzi preluăm cea mai proastă echipă din Bundesliga și câștigăm Champions League cu ea. Și această echipă este Darmstadt. O echipă care în 34 de meciuri a obținut doar 17 puncte și care va retrograda. Însă noi în videoclipul de azi o să încercăm să o salvăm și să câștigăm ba chiar și Champions League cu Darmstadt. Acesta fiind singurul obiectiv pe care îl avem. Nu uitați, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri. Să vă abonați acasă că n-ați făcut pentru a strânge acolo un ca subscriber, pentru că mai avem foarte puțin, cred că undeva până la 50 de abonați și ajunge și de-abia aștept să ajungem, pentru că nu uitați, un videoclip special se apropie pentru un ca subscriber. Și desigur, dacă tot ai abonat, nu uita acolo să activezi și clopoțelul pentru a primi notificări când postez și anul. E bine, acestea fiind spuse, haideți să vedem care este problema la această echipă. Și se pare că una la mână ar fi formația și a doua la mână este că jucătorii sunt cam slabi. E bine, și cam asta este cel mai bun prim 11 al echipei. Jucătorii, din câte văd, sunt destul de bătrâni și nu sunt chiar atât de buni. Însă cam asta este echipa. Noi vom încerca să transferăm jucători ca să facem echipa asta foarte, foarte bună. Și pentru primul sezon, să fiu sincer, cred că ar fi bine să facem un striker în locul lui acest jucător și un cât de mai bun. Însă problema este și la bani. Vedem că avem doar 13 milioane de euro, adică foarte, foarte, foarte puțin. Așa că prima oară, haide să mă uit pe un free agent. E bine, și am găsit 3 jucători destul de interesanți. L-am găsit pe Martin, Gustafsson și Huerta. 3 jucători foarte, foarte buni. Așa că o să transferăm pe toți 3. Bun, și acum avem 3 jucători noi. Un left-winger, un striker și un CDM. Și acum chiar arată destul de bine echipa, pentru că cam toți jucătorii au 70 overall și nu doar în primul 11 și pe banca de rezerve. Desigur, ca să meargă bine treaba, avem nevoie și de development planuri și de contracte, așa că o să mă bag repede să le fac și revenim după aceea. Am făcut development planuri, că și contractele echipa arată foarte bine pentru acest sezon. Sunt curios dacă o să putem să rezistăm și nu retrogradăm. Îi dăm simulare la primul sezon și haideți să ne că reușim să scăpăm de retrogradare. Sezonul cu numărul 1 s-a terminat și haideți să ne că reușim până la urmă să scăpăm. Însă înainte de chestia asta, hai să vedem cum arată echipa și se pare că arată destul de bine. Chiar nu-mi dau seama dacă Huerta a crescut, cred că a crescut puțin. Însă se pare că ne-a plecat left back-ul. Wow, ok. Însă echipa arată destul de bine în afară de left back. Ce am scris cea multe goluri, se pare că este Martin. Ok, strikerul nostru pe care l-am adus. 20 de goluri, foarte, foarte bine pentru el. Haideți să vedem că reușim și se pare că reușim la mustață să scăpăm de retrogradare. Cu un singur punct reușim să scăpăm, suntem pe locul 15, încă ne ținem în Bundesliga. Suntem în sezonul cu numărul 2 și vedem că echipa nu prea stă așa de bine. Avem nevoie de un mijlocaș, un left back și un right winger. Pentru că se pare că ne-a plecat și right winger-ul, pentru că probabil era un loan, dacă nu mă înșel. Așa că asta vom face sezonul acesta. Vom transfera un left back, un mijlocaș și un right winger. Însă în continuare avem foarte puțin buget. 24 de milioane avem, însă o să încerc eu să caut pe lista de transferuri un jucător ieftin sau la free agent. Și se pare că la free agent găsim și jucători foarte, foarte buni. Marco Reus la free agent, overall de 82, nu este chiar așa de rău, însă 35 de ani, asta este problema. Mai găsim și un right winger, Bukari, o să transferăm pe toți 3 și o să băcăm la noi în echipă. E bine, și acum cu acești 3 jucători, în special cu Marco Reus în echipă, cu siguranță avem șansă să urcăm mai sus în campionat, ca să ne apropiem ușor ușor de top 4. Însă momentan cu echipa aceasta, da, n-avem nicio șansă. Totuși avem nevoie de contracte și de diferite planuri, așa că o să le fac imediat și revin într-o secundă. Echipa Darmstadt este pregătită, am făcut contractele și diferite planurile, așa că simulăm în continuare sezonul cu numărul 2 să vedem că reușim mai multe decât sezonul anterior. Sezonul cu numărul 2 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și unde suntem în Bundesliga. Și se pare că echipa arată destul de bine. 81 overall Huerta, foarte bine a crescut el acolo. Marco Reus n-a scăzut așa de mult, însă totuși hai să nu ce am scris cea multe goluri și se pare că este Martin din nou cu 13 goluri, însă Huerta cu 11 goluri și 10 asisturi a creat puțin echipa. Și în Bundesliga suntem pe locul 11. Oh, bine, bine, bine. Ne-am îndepărtat de locurile de retrogradare destul de mult. Ne îndreptăm înspre top 4, unde mai mult și bine până acolo. Bayern câștigă, desigur. E bine, și sezonul numărul 3 a început. Hai să vedem cum reușim noi să facem echipa asta mai bună. Primul rând, din nou avem nevoie de un mijlocaș. Însă data asta avem bani necesari cât de cât încât să transferăm un mijlocaș destul de bun. Însă totuși hai să vedem că găsim un mijlocaș bun. E bine, și l-a găsit pe Brandt, un jucător destul de interesant, însă este cam scump. Dar nu știu dacă reușim să îl cumpărăm. Însă prima oară hai să vindem niște jucători ca să mai facem niște buget. Bun, și am reușit să vând destul de mulți jucători și avem în multe față 47 milioane. Și eu zic că ne ajunge să transferăm pe Julian Brandt, pentru că îi expiră contractul și o să putem să luăm undeva la 40 de milioane. Bun, și acum cu Julian Brandt
dominant, arată foarte, foarte bine echipa. Începem să ne îndreptăm înspre 80 overall și ușor, ușor ne îmbunătățim echipa. Însă avem nevoie, după cum știi, și de TV-ul în planuri și de contracte, așa că revin imediat după ce le fac. Echipa arată foarte bine acum cu Brandt, am făcut contractele, cât și TV-ul în planuri, așa că simulăm sezonul cu numărul 3, sperăm că ne apropiem ușor, ușor și poate reușim un loc cu 8, cine știe. Sezonul cu numărul 3 s-a terminat, așa că hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine. Huerta la 84 overall și Brandt se pare că s-a menținut acolo la 85, însă haideți să vedem cine a înscris mai multe goluri și se pare că este în continuare Martin, însă doar cu 12 goluri, destul de puțin. În ligă se pare că, wow, locul 14, what? Cum au reușit locul 14? Da, nu pot să înțeleg, câștigă sezonul acesta din nou Bayern. Suntem în sezon cu numărul 4 și trebuie să facem cumva să rezolvăm această echipă. În primul rând trebuie să facem un fundaj mai bun, un striker, pentru că Martin are 33 de ani și restul jucătorilor chiar arată destul de bine, așa că doar aceste două schimbări momentan, însă hai să vedem că găsim ceva bun totuși. De data asta se pare că avem buget destul de mare, avem 75 de milioane de euro și am putea să ne băgăm pe un atacant destul de scump și să luăm un fundaș poate de la free agent dacă găsim. Bun, și după cum vedeți am găsit aici un jucător destul de bun și vreau să-l transfer și pe Mukoko. Chiar arată foarte, foarte bine, 21 de ani, striker, 83 overall, de la Real Madrid se pare. O să ne coste destul de mult, însă cred că o să merite, așa că haideți să-l transferăm. Bun, și până la urmă Mukoko acceptă să semneze cu Darmstadt și avem un nou striker la echipă care a venit pe suma de 61 de milioane de euro. Cu Mukoko și cu Bianchi arată mai solid echipa noastră, însă clar avem nevoie și de contracte și de planuri ca să reușim aici să formăm o echipă mai bună. Așa că o să mă bag să le fac și revin într-o secundă. Echipa arată foarte bine, TV-ul în planuri l-a făcut că și contractele. Simulăm sezonul cu numărul 4 să vedem dacă de data asta reușim până la urmă puțin mai mult acolo, să fim cât de cât aproape. Sezonul cu numărul 4 s-a terminat, așa că hai să vedem cum arată echipa și se pare că arată foarte, foarte bine. Huerta la 86, Mukoko și el la 86 și se pare că a crescut și Brandt, însă nu știu unde este fundașul nostru. Pare că ne-a plecat fundașul pentru acest sezon. Haideți să vedem ce a scris și multe goluri și se pare că a fost Mukoko. Da, ok, foarte bine. Bucare în spate cu Huerta și la asisturi este Bucari. În Bundesliga, haideți să vedem unde suntem. Suntem pe locul 7, foarte, foarte bine. Se pare că Mukoko ne-a ajutat destul de mult să avansăm aici, ne apropiem destul de mult de top 4. Însă momentan trebuie să mai așteptăm, trebuie să mai facem niște transferuri ca să meargă echipa, pentru că a fost un sezon bun, însă nu excelent, așa că se poate mereu mai bine. Suntem în sezonul cu numărul 5 și în sezonul acesta vreau să schimb doi jucători foarte importanți. Primul de să facem clar un fundaș, deci ăsta ar fi un transfer, iar acești doi jucători pe care vreau să-i schimb este Gustafsson și portarul nostru foarte, foarte bătrân. Și bugetul este destul de mare, 65 de milioane de euro, putem să transferăm un portar sau un fundaș sau un mijlocaș destul de bun. E bine, și am găsit aici niște jucători foarte interesanți, am găsit pe Sakai, Thibaut Courtois, care chiar dacă are 35 de ani o să ne dea niște sezoane destul de bune, pentru că are 90 overall, și Kim Min-jae, care, da, desigur că îi expiră contractul și vreau să-i transfer pe toți trei, pentru că chiar sunt foarte buni jucători. Bun, și acum echipa cu Courtois, Kim Min-jae și Sakai arată mult, mult, mult mai bine. Acum doar trebuie să așteptăm să crească jucătorii. Am încredere în Sakai că o să crească. Este foarte tânăr, are 17 ani și sigur are potențial. Însă ceilalți jucători, da, mai greu, însă ne vom închinui ca să avem o echipă foarte bună. Desigur o să mă bag să fac diferite planurile și contractele și revin într-o secundă. Contractele la Dreamacă și diferite planurile, așa că haideți să-i dăm simulare la sezonul cu numărul 5, să sperăm că data asta avem șansa la un top 4 cu portar, fundaș și toată echipa care arată foarte, foarte bine. Sezonul cu numărul 5 s-a terminat, așa că hai să vedem cum arată și echipa și arată foarte, foarte bine. Au crescut mulți jucători, însă da, Courtois a scăzut la 88, însă până și Kim Min-jae, Mukoko a crescut la 90, foarte, foarte bine pentru noi, însă trebuie să schimbăm clar right back-ul și right winger-ul, însă Sakai s-a descurcat destul de bine. Haideți să vedem ce a scris multe goluri și se pare că este Mukoko cu 22 de goluri, foarte, foarte bine pentru el. În spate Brandt cu 9. Haideți să vedem în Bundesliga dacă reușim. Nu reușim, pe locul 9. Hai mă, pe bune, locul 9. Wow. Și se pare că am fost în final la pocal. Wow, ok, dar ne bate Freiburg cu 2-1. Da, asta este. În sezonul cu numărul 6 trebuie neapărat să upgradăm echipa mai mult și mă refer să upgradăm pe partea dreaptă, adică right back-ul și right winger-ul. Așa că pentru chestia asta avem aici doi jucători interesați. Avem pe Burton, 17 ani, 78 overall. O să ne coste pic, chiar foarte un pic, și chiar îmi pare destul de bun jucător.
Sandoru și încă un regen, Haines, jucător 20 de ani, englez 82 overall, care o să ne coste puțin mai mult, însă eu zic că o să merite, așa că haide să îi transfer. Bun, și acum cu Burton și cu Haines arată mult mai bine echipa și mult mai pregătită pentru sezonul care vine. Simulăm sezonul cu numărul 6, să sperăm de data asta că chiar reușim un loc cu 4 măcar să ne calificăm. Sezonul cu numărul 6 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. 93 Mukoko, Burton se pare că a crescut și el, right back-ul nostru se pare că a crescut și el, echipa chiar arată foarte, foarte bine. Însă haideți să vedem totuși cine a scris multe goluri și se pare că este Mukoko cu 29 de goluri, a rupt Mukoko. Brandt în spate cu 18 și la asisturi se pare că este Mehlem. În Bundesliga suntem pe loc cu 2, ok, asta zic, mă, altceva. Suntem în sfârșit în Champions League. Oh, nu, și se pare că a prins finala pocal din nou, bă, ce trist. În sezonul cu numărul 7, haideți să vedem cum putem să facem echipa asta mai bună, pentru că de data asta suntem în Champions League. Și în primul rând, să fiu sincer, Sakai, am încredere în el, o să mai crească, are 19 ani, însă Mehlem are 31 și, sincer, cred că mai bine alegem un alt jucăș și un nou left back, pentru că, da, și el are 30 de ani și nu o să mai crească absolut deloc, însă și un nou portar ar fi foarte, foarte bun la echipă. De asemenea, bugetul meu este foarte, foarte bun, 103 milioane de euro, pentru că suntem în Champions League, foarte bine, bravo. Bun, și până la urmă am reușit să transfer 3 jucători foarte, foarte interesanți. Madison, care este un mijlocaș foarte bun, Maignan în poartă, care o să ne ajute foarte mult, chiar dacă are 34 de ani, și un fundaș stânga regen, pe nume Laporte, care este chiar foarte, foarte bun. Cu echipa asta avem șanse la Champions League să-l câștigăm. Uitați-vă puțin la echipă, doar Sakai, care sunt sigur că o să crească, este mai în spate, bine, și puțin Burton, dar echipa mai ales în atac, în mijloc, arată destul de ok. Așa că nu mai pierdem timpul și îi dăm drumul la simulare în sezonul cu numărul 7. Sezonul cu numărul 7 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și se par că arată destul de bine, se par că da, Sakai a crescut pe la urmă, Maignan n-a scăzut deloc, Haines la 89, bine, bine acolo, și la Laporte la 88, chiar a crescut foarte bine echipa, însă haideți să vedem ce am scris cea multe goluri și se par că este Mukoko cu 36 de goluri, wow! 36 de goluri, iar la asisturi este Brandt cu 12 asisturi. Hai să vedem că reușim și se pare că reușim să câștigăm Bundesliga. Wow, ok, deci sezonul anterior am fost pe locul 2, însă în sezonul acesta reușim să câștigăm Bundesliga. În pocal, da, nu am fost aici. În Champions League totuși, haideți să vedem ce am făcut. Suntem pe locul 2 în grupa noastră, am trecut mai departe. În round of 16 se pare că dăm de Juventus pe Corbat în cu 6 la 2 la general, foarte, foarte bine acolo. În 4 final se pare că dăm de PSG pe care o scoatem la 4 la 3 la general. Wow, cât de aproape, cât de aproape. În semifinal se pare că dăm de Napoli pe care o scoatem și suntem în finală. Suntem în finală, wow. Deci prima ocazie, suntem în finală. O scoatem cu 3 la 2 la general, iar finala vom juca versus Bayern. Wow, tot din Bundesliga. Hai să vedem dacă am câștigat și o să aflăm chestia asta. Însă o să aflăm într-un match pe care îl vom vedea. Aceasta este echipa lor, echipa foarte, foarte bună și îl văd acolo pe Mazilu. What? Ce caută Mazilu la Bayern? Oricum au o echipă foarte, foarte bună. Echipa asta este pregătită, efectiv pregătită, arată excelent, excelent arată. Dăm un sim match și noi o să intrăm în tactical view. Hai să vedem. Bun, și cam așa o să vedem noi match-ul. Abia aștept să vedem golurile, pentru că așa se văd mult mai bine și nu trebuie să joc eu. Hai să vedem. Bayern, ocazie foarte bună, Mazilu pasă la Schick, Schick o ține destul de mult, șutează însă Maignan. Apără bine Maignan. Ocazie foarte mare pentru Bayern acum. Schick din nou nu reușește. Bine Maignan, bine Maignan. Ce ne salvează Maignan. Haideți să vedem pe Mukoko, pasă bun la por, la por, la Huerta, dacă nu mă înșel, șutează și reușește să marcheze Huerta, mă, bine mă, Huerta, deschide scorul, minutul 14, 1-0 pentru Darmstadt. Vedem faza foarte bine aici, s-a dus Huerta, a șutat ușor pe lângă portar, a reușit să înscrie și deschide scorul foarte rapid. Foarte bine aici, Mauro Junior pe flank, hai să vedem că reușește, pasul la Ansu Fati, Ansu Fati încearcă pasul, însă nu reușește. Ocazie foarte bine aici, Mazilu, șutează însă pe lângă poartă, cred că este corner acum înșel. Ok, nu este corner. Foarte bună pasă la Gruda. Hai să vedem ce va face Gruda. Caut o pasă. Pasă foarte bună la Ansu Fati. Ansu Fati șutează însă în blocaj. Mukoko, ce viteză are Mukoko. Se poate duce singur. Hai să vedem pe Mukoko. Mukoko șutează și reușește, mă, reușește să înscrie. Se face 2-0 pentru Darmstadt. În sfârșit, mă, bine, mă, bine, mă, Mukoko. Revedem faza, s-a dus, efectiv s-a dus cu 99 pace. Nu putea nimeni să-l prindă. Finalizează ușor pe lângă portar și face 2-0 în finala UEFA Champions League. Mukoko la balon, s-a dus, Mukoko din nou are viteză, se poate duce să înscrie și șutează însă într-un adversar, în blocaj. Opa, nu reușește, ok. Ia la aici are șansă să înscrie, trece foarte
foarte bine, pas în spate. Gruda șutează, însă este la final de meci. Nu cred că mai au timp să întoarcă. Este efectiv minutul 91. Este 2-1 scorul. Revedem faza foarte bine aici creată de Musiala, care pasează în spate la Bamba și Bamba îl vede foarte bine pe Gruda. Face totuși 2-1. Însă cred că meciul este gata și se pare că da, s-a terminat meciul. Reușim să câștigăm UEFA Champions cu cea mai proastă echipă din Bundesliga. Bine, în momentul de față nu este. Am reușit să facem cea mai bună echipă, însă noi am luat-o de la cea proastă echipă din Bundesliga. Haideți să vedem acum și cu trofeul care îl va ridica Huerta, un foarte, foarte bun jucător la noi. Punem apă trofeu și îl clatină puțin și câștigăm UEFA Champions League, mă, bine, mă, cu Darmstadt. E bine, și cam asta a fost videoclipul, foarte interesant. Mie chiar a plăcut pentru că mulți jucători care am luat de mici au crescut foarte, foarte mult, precum Sakai, precum Mukoko, Huerta, care nu mă așteptam să crească așa de mult. Chiar a contat foarte, foarte mult faptul că am avut încredere în ei și până la urmă au crescut. Obiectivul am reușit să-l atingem, am câștigat UEFA Champions League. Așa că nu uitați, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri. Să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, pentru că mai avem undeva la 40 de abonați până când ajunge la 1K. Și la 1K stați liniștiți, pentru că apare un videoclip special, poate nu imediat, dar sigur o să apară și o să vă placă, sunt sigur de chestia asta. Și dacă tot ai abonat, nu uitați acolo să activezi clopoțelul pentru a primi notificări când postez ceva nou. I-a fost Unreal Boyd, v-am pupat, pa, pa!